Conferința Internațională Zilele Academice Arădene a devenit în timp un forum deschis spre creativitate și inovație științifică. Investigațiile științifice interdisciplinare, cercetările aplicate cu caracter antreprenorial în beneficiul mediului socioeconomic, dar și numărul mare de autori tineri și studenți răspund exigențelor unei conferințe internaționale deschise problemelor contemporane din noua Europa în curs de globalizare. Deschidem astăzi în campusul universitar, în aula Magna, cea de-a 25-a ediție a Zilelor Academice Arădene. Ele sunt corelate cu împlinirea a 25 de ani de existență instituțională a Universității de Vest Vasile Goldiș. Încă de la înființarea Universității de Vest am instituit această sărbătoare a științei în universitatea noastră, când cadrele didactice, facultățile, cercetătorii noștri își expun activitatea științifică de în timpul unui an. La această sesiune participă cadrele didactice cu aproape 500 de lucrări științifice. Există o sesiune științifică a studenților la care s-au înscris 300 de studenți cu lucrări. Participă cercetători din țară și din străinătate, astfel încât această sărbătoare a Universității de Vest Vasile Goldiș va deveni o sărbătoare a științei și cercetării, a inovării și prezentării multor lucruri științifice din domeniul cercetat. Nivelul de aspirație și obiectivele de viitor ale comunității academice înseamnă asumarea curajoasă și competentă a eforturilor intelectuale și morale, care să conducă la rezultate de excelență. Este ceea ce doresc, deopotrivă, cadrele didactice, studenții și personalul tehnic, administrativ din universitate. Sărbătorim astăzi 25 de ani de la înființarea Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad. Săptămâna a fost dedicată manifestărilor prilejuite de acest eveniment deosebit. Ieri, decernare honoris causa, dineul de gală, astăzi a fost dedicată ziua dedicată istoriei universității, astăzi este ziua dedicată istoriei zilelor academice, o manifestare tradițională dedicată științei și colegilor noștri, cadrele didactice și celor tineri studenți, cu o participare extrem de largă, atât de la nivel național cât și internațional, și ne bucurăm să avem în special participare prestigioasă din partea Universităților de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara prin domnul rector Marius Raica și a celorlalte universități din țară prin colegii rectori aici prezenți sau prin celelalte universități internaționale, de asemenea prin colegii prorectori sau reprezentanți care ne-au făcut onoarea să vină astăzi aici alături de noi. Cel mai mult ne bucurăm în schimb că sunt studenții prezenți și sperăm ca această manifestare să consfințească poziția universității noastre în peisajul local, național și internațional. Momentul aniversării a 25 de ani de la înființarea instituțională a Universității de Vest Vasile Goldiș este un prilej de reflectare asupra drumului parcurs, dar în același timp un prilej de a gândi la viitor. E lesne de înțeles că e vorba de cei 25 de ani pe care îi aniversăm ai universității. Am un motiv cât se poate de întemeiat pentru a fi prezent la aceste manifestări, pentru că la început a fost și toată deschiderea și chiar dorința mea de a vedea o universitate la Arad. Și pentru oricine, de bună credință, dacă stă să judece că această universitate acum 25 de ani nu exista, adică nu era nimic, iar astăzi au trecut 82.000 de studenți și absolvenți aceste universități, că Universitatea de Vest Vasile Goldiș este o universitate astăzi cu o frumoasă recunoaștere și națională și internațională. Rezultatele cercetării din aceste centre au fost publicate în revistele de specialitate ale universității, cât și în volume prin Vasile Goldiș University Press Arad, România.